Nu ar fi prima dată când autorii ingenioasei inițiative pornesc în expediții turistice în întreaga lume, doar că de data aceasta nu vor merge singuri, ci împreună cu o familie norocoasă. Automobiliștii vor colecta scrisori și desene destinate lui Moș Crăciun de la cât mai mulți copii din Moldova, inclusiv de la cei din orfelinate. Le vor încărca pe toate în 4 automobile și vor porni tocmai spre Cercul Polar, într-o nouă expediție până în țara lui Moș Crăciun, Laponia. O familie va avea ocazia să meargă cu noi la Laponia. Sigur că, conștientizând că sunt copii mici, de toate vârstele, vârsta admisă spre participare este de la 2 ani la 14 ani, nu putem să-i luăm într-o asemenea expediție cu noi, cu automobile. Noi vom merge cu o caravană de 4 exemplare Karoq, pe care le vedeți aici alături. Ele vor înfrunta tot felul de condiții, inclusiv din cele de la Polul Nord, aproape de Polul Nord. Va fi destul de dificil. Cei care vor fi desemnați drept câștigători vor zbura în Laponia cu avionul. Cei implicați în această misiune nobilă își doresc să facă fericiți cât mai mulți copii și familii din Moldova, dar și să promoveze țara prin țările prin care le vor străbate până în Laponia. Надеюсь, это будет поездка очень красивая по эмоциям, красивая по локациям, много стран. Надеюсь, у нас получится. Învingătorii acestui concurs ar urma să decoleze din Republica Moldova spre Laponia la 1 decembrie. Potrivit organizatorilor, au dreptul să participe la concurs copiii cu vârstele cuprinse între 2 și 14 ani.